Este normal să apară până la vârsta de 25 de ani alunițe noi. Cumva de la 30 de ani, orice aluniță nouă este din start suspectă și trebuie văzută de un specialist. Ceea ce era determinat genetic și trebuia să developeze la suprafața pierii, a developat. Dacă apar alunițe după vârsta de 30 de ani sau undeva la, la maturitate, cum ar fi, nu știu, la 50 de ani, 60 de ani, din start trebuie să fii alertat și să ajungi la un dermatolog ca să vadă și să facă diagnosticul diferențial. Este o aluniță, este un papilom, este o cheratoză seboreică, e o, o, un melanom, este un carcinom pigmentat. Deci sunt multe diagnostice care intră în joc și pe care un ochi experimentat le recunoaște și stabilește gradul de risc. Este, cred, inadmisibil să trăiești într-o zonă urbană, să ai acces la televiziune, la presă, să ai acces în social media și să nu te prezinți la controlele acestea periodice atunci când totuși observi că ceva ți se întâmplă și că îți crește ceva pe piele. Vă da desea și vă spun cu foarte multă seriozitate, pacienți care îmi spun, e de trei ani, dar n-am avut timp, nu m-a durut, nu m-a mâncat și de asta n-am venit. Și este vorba de cancere care se dezvoltă la vedere. Nu sunt în stomac, în plămân, în colon și să le descoper când dau semne. Pur și simplu sunt la vedere. Ar trebui să fie alertați, de o leziune nouă, de o leziune care crește, care se negrește, care schimbă culoarea și totuși nu ajung. Ajung în forme foarte avansate. Aș vrea să știți că nu de piele se moare atunci când operăm melanomul, ci de metastazele pe care această tumoră le dezvoltă la nivelul organelor interne.